Odată cu trecerea anilor se întâmplă să te privești în oglindă și să nu te mai recunoști. Și există o mare diferență între ceea ce simți în interiorul tău și imaginea pe care ți-o oferă oglinda. Este o diferență foarte mare. Și eu am pățit și eu treaba asta la vârsta de 76 de ani cât am și am vrut să fac o schimbare, adică să găsesc o concordanță între felul cum mă simt și felul cum arăt. Și am considerat că e bine să fac această modificare fizică. Pentru că nu sunt un om care merge repede la doctor, din contră, sunt un om precaut în ceea ce privește tratament, în ceea ce privesc tratamentele medicale, asta, am căutat pe net să văd cam la cine aș vrea sau în cine aș avea încredere să mă duc să-mi fac această modificare. Și căutând pe net, am dat de multe interviuri ale domnului profesor dr. Tiberiu Bratu de la Timișoara și m-a impresionat foarte plăcut modul în care dumnealui, ca și chirurg, și știți cum sunt chirurgii, cum te prind, cum te operează. Și dumnealui, ca și chirurg, nu se repede imediat să facă o operație, ci nu numai atât, nu cedează pretențiilor pacientului, ci procedează în așa fel încât această operație să aibă un rezultat firesc, să nu modifice fizionomia omului și în același timp să îl satisfacă, să-i satisfacă dorințele. Da. Și am venit la clinică la Timișoara și am făcut acest lifting facial plus o corectare a pleoapelor. Sunt foarte mulțumită de rezultat. După 2 săptămâni, acesta e rezultatul. Da, într-adevăr, nu aveam o piele lăsată care poate mulți o au la vârsta de 76 de ani, deci era un ten destul de ferm, dar asta nu înseamnă că nu m-am întinerit cu 10 ani sau cu 15 ani. Așa, și sunt foarte mulțumită. M-a impresionat în această clinică probitatea profesională a întregului colectiv, felul în care sunt tratați pacienții, cu câtă înțelegere, cu câtă seriozitate sunt tratați pacienții. Consider că, sau hai să nu spun consider, că nu sunt eu în măsură, dar cred că această clinică ar putea să fie un exemplu pentru multe spitale din România, unde știți mulți dintre dumneavoastră ce se întâmplă, pentru că aici există o curățenie perfectă, o higienă perfectă, un personal foarte profesionist, foarte amabil și foarte atent cu pacienții și în cazul intervențiilor astea chirurgicale chiar ai nevoie să fie oameni atenți cu tine și grijulii. Și asta se întâmplă și aș dori să mulțumesc pe această cale domnului profesor dr. Tiberiu Bratu, domnului anestezist Nediglea Ioan și întregului personal care
este atât de apropiat pacienților și atât de competent.